Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem pe continent. Jumătatea de nord-est a Europei rămâne sub o masă de rece ce va aduce precipitații și vânt. Majoritatea precipitațiilor vor fi în Suedia, în Letonia, Finlanda, Scoția și Norvegia. Însă sunt și zone unde cerul va fi senin, de exemplu nord-estul Spaniei și estul Greciei. La Atena mâine, iată, maxima va atinge în jur de 18 grade. Precipitații vor fi și în țara noastră. Zona înaltă de munte rămâne sub avertizare de vânt puternic și viscol. La peste 1700 de metri altitudine în munții Apuseni și în Carpații Oriental se va depune zăpadă multă și cantitățile de apă vor fi însemnate în unele locuri. Vântul o să bată cu putere, mai ales pe creste. La rafală va depăși 120 de km pe oră, iar în zonele mai joase din nord-vest, centru și sud va avea viteze de 55-65 de km pe oră. Dar una peste alta o să fie o noapte mai caldă față de nopțile trecute, cu minime ce se vor situa între 2 și 8 grade. Mâine vântul rămâne puternic la munte, zăpada va fi viscolită și spulberată cu viteze ce vor depăși 60-80 de km pe oră și la peste 1700 de metri altitudine chiar mai mult. Dar îl vom simți și în sudul țării, în nord-vest și în centru, însă nu la aceeași intensitate. În jumătatea de nord va ploua și în restul țării sunt anunțate ploi, dar mai slabe și pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade. Mergem în capitală, mâine o să fie cald, dar s-ar putea ca cele 17 grade anunțate să nu se simtă din cauza vântului. Vor fi rafale de până la 55 de km pe oră. Luni se mai răcește, se norează și s-ar putea să plouă slab, dar să știți că această răcire nu ține mult, pentru că, iată, marți va fi chiar și mai cald decât mâine, în jur de 18 grade, dar o să bată din nou vântul. Să vedem acum cum o să fie vremea la munte. Rămâne în vigoare atenționarea meteorologilor de vreme rea până luni la ora 10, viscol și vânt puternic la peste 1700 de metri altitudine. În restul zonei montane, ziua vor fi precipitații mixte și noaptea o să ningă. Temperaturile scad pe timpul nopții, dar ziua se mențin mai ridicate. Luni, chiar dacă valorile termice mai scad, rămân totuși peste normalul perioadei, mai ales în sudul țării. Vor fi ninsori și lapoviță la munte, iar în rest mai mult ploi. Vântul se menține, în schimb, puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade. Marți se încălzește mult, temperaturile maxime ajung până spre 18 grade în zona Olteniei și a Munteniei, dar nu scăpăm nici marți de vânt în nordul Moldovei. În Transilvania și în sudul Olteniei vor fi rafale de peste 60-65 de km pe oră și pe crestele montane vitezele vor depăși 100 de km pe oră. În nord, în centru și nord-est va ploua puțin, la munte vor fi precipitații mixte, iar în zonele înalte, ninsori. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară bună!